Cultura are limbajul ei foarte bine definit și consacrat. Contemporaneitatea sculpturii rezidă tocmai în posibilitatea asta de a spune mesaje noi cu tehnici consacrate. În sculptură, dacă ești un tânăr dornic de a avea un mesaj nou contemporan, poți să-ți aduci un aport în plus din partea tehnică și din fundamentarea tehnică a sculpturii, în care, iată, poți să vii cu rezolvări noi, cu soluții noi. După Revoluția Dada, sculptura a trecut de la formă la conținut și arta contemporană în general a devenit artă ideatică. Deci conceptul primează și conceptul îți stabilește și materialul în care vei lucra, dimensiunile și mesajul pe care vrei să-l spui. Asta este cheia sculpturii contemporane. Cele trei madone sunt din ciclul arcanelor, madonelor sau vergine di luce, madonele luminii. Sunt în tehnica encaustică, adică ceară colorată. E un ciclu de lucrări de care mă ocup din 2008, dar acestea au fost făcute anul acesta special pentru licitație, deoarece ele fac parte din categoria lucrărilor efemere. Ele sunt efemere prin material pentru că încorporează, presupun, posibilitatea dispariției lor, dacă folosim funcțional ca și lumânare. Mesajul ei este unul militant și de atitudine. Lucrarea Melting with the City face parte dintr-un proiect mult mai amplu, început undeva în 2014, când am simțit pentru prima dată nevoia să plec din oraș, pentru că îl simțeam extrem de sufocat. În primul rând din cauza automobilelor și din cauza felului în care ne-am structurat orașul în jurul automobilului. Practic, automobilul a devenit un centru de interes pentru viața urbană modernă. Și simțim nevoia să atrag cumva atenția asupra acestui aspect. Cred că un proiect de gabaritul ăsta, care este și roșu, pentru că ți atrage atenția, în același timp te intrigă, dar te și irită un pic, te face să te gândești un pic asupra felului în care privești automobilul. Cred că sculptura contemporană și nu numai sculptura, arta contemporană în general, se poate împărți în două mari categorii. Avem, pe de-o parte, latura decorativă. Orice om care dorește o lucrare care să-i înfrumuseze casa va alege o lucrare care se potrivește. Dar în același timp, ce este frumos acum în era noastră este că putem transmite mesaje, idei, concepte prin intermediul artei, care nu trebuie să fie neapărat decorative, nu trebuie să fie frumoase neapărat. Poate să fie grotesc și astfel să te facă să înțelegi mai bine un lucru, pentru că anumite sentimente care implică fericire, bucurie, frumusețe, te duc într-o zonă în care nu vrei să te gândești la lucruri rele, să le spunem. Dar o astfel de lucrare este destul de tranșantă și te va face să spui niște întrebări pe care nu ți le-ai pune în mod normal dacă ar fi frumoasă, să spunem. Sculptura Forgotten Past este prima mea metaforă de anul ăsta pe care am realizat-o și mă bucur că este ajuns aici la voi la Artmark. El reprezintă balanța între prezent și toate gândurile care se dizolvă în trecut, el fiind foarte bine ancorat cu realitatea în prezent. Lucrarea este realizată exclusiv în oțel, este realizată prin sute, dacă nu chiar mii de straturi de oțel, făcând-o practic imposibil de replicat chiar și pentru mine. Și aici văd că este frumusețe. Cred că este o sculptură destul de cameleonică, pentru că se potrivește în destul de multe spații. Ea fiind o lucrare destul de filigramă, destul de ușor, cum să o numesc, termen spre, ușor spre Giacometti, ca să mă exprim așa, are nevoie de un spațiu să respire în jur. Dacă ar fi să mă întreb la cine mi-aș dori să ajungă lucrarea, cred că ar fi o persoană care ar empatiza atât cu mesajul ei, care n-ar trece pe lângă ea neobservată, să o admire și să o descopere în fiecare zi mai mult. Eu personal mă înconjur cu persoanele care iubesc arta, iubesc arta modernă și care și cred că mulți își doresc să aibă o părticică din artă la ei în casă. Mă bucur că am reușit să vin aici să le și văd, sunt total diferite față de pe internet, ceea ce am reușit să simt emoția și să mă bucur, să empatizez cu fiecare lucrare în parte. Sper toate să ajungă în locuri foarte potrivite, să-ți găsească câte un cămin care să fie iubite, plăcute și să aducă, să zic, fericire la noul proprietar.